Fracțiunea Partidului Șor a înregistrat în legislativ un proiect de lege prin care propune majorarea semnificativă a indemnizației unice acordate la nașterea copilului. Deputații insistă ca statul să ofere alocații tuturor minorilor până la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit deputatului Regina Apostolova, în prezent Moldova se confruntă cu o problemă foarte gravă, scăderea natalității. Iar situația alarmantă scoate în evidență faptul că populația țării este una extrem de îmbătrânită și există riscul ca statul nostru să dispară. La această etapă se adaugă migrație și mortalitatea ridicată. Prin urmare, alesul formațiunii Șor susține că sunt necesare măsuri urgente prin intervenție în legislație. De asemenea, trebuie remarcat faptul că rata natalității înregistrată anul trecut este de 11,7 copii născuți la 1000 de locuitori, ceea ce reprezintă cea mai mică rată din ultimii 5 ani. Există riscul ca statul nostru va dispărea. Prin urmare, deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Șor solicită majorarea indemnizației unice la nașterea copiilor, care să nu fie mai mică de 2 salarii medii pe economie, adică peste 17.000 de lei. Totodată, fracțiunea Partidului Șor cere ca toți copiii cu vârstă de până la 18 ani să primească o alocație lunară care să se acumuleze în bugetul de stat și să fie acordată imediat ce aceștia ating majoratul. Potrivit Reginei Apostolova, tinerii vor putea folosi banii pentru studii sau alte scopuri și vor fi motivați să rămână în țară. Propunem ca în prima lună indemnizația să fie egală cu un salariu mediu pe economie prognozat, iar în următoarele luni și până la 18 ani aceasta să fie în cuantum de 2% din salariu mediu pe economie, ceea ce în prezent înseamnă aproximativ 200 de lei. În acest sens, deputatul a îndemnat colegii din Parlament să susțină proiectul de lege. Le solicităm colegilor din legislativ, majorității parlamentare a PAS, să susțină proiectul nostru de lege, astfel încât guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, să identifice resursele financiare necesare și să le planifice pentru bugetul anului 2022. Potrivit datelor statistice din 2020, din numărul total al copiilor din țara noastră, peste 30.000 sunt nou născuți, fiind în descreștere cu 5,2% față de anul 2019. Tendința este ca familiile să aibă cel mult 2 copii. Este de menționat și faptul că rata natalității înregistrată anul trecut a fost de 11,7 copii născuți la 1000 de locuitori, fiind cea mai joasă rată din ultimii 5 ani.